Un grup de profesori de la Colegiul Național Mihai Eminescu din Botoșani predă în aceste zile o lecție de omenie pentru a ajuta o elevă rămasă orfană de ambii părinți. Mai multe cadre didactice au pregătit un program de colinde și merg în aceste zile la instituții și oameni de afaceri în încercarea de a strânge bani pentru eleva de liceu și fratele ei. Astăzi au poposit și în Palatul Administrativ. Mișcați de gestul lor și încântați de colinde, la spectacol au asistat prefectul județului Dan Nechifor, subprefectul Aneta Giriadă și membrii cancelarii prefectului, precum și angajații instituției prefectului. Începem să minunată de condiții de aționare și aici, în alte instituții, pentru că aveți nașterea românului. Astăzi am făcut un program de câteva colinde, colinde tradiționale și colinde corale. Am încercat să îmbinăm tradiționalul cu laică, să spunem. Prima colindă, bună seara, gospodar. Amen.